Doamna Valentelina Gabriela, prezent. Domnul Bezare Cotu, domnul Cojoc Mihai Sorin, prezent. Domnul Gălățan Iulian, domnul Ierciu Samuel, domnul Neagu Neculai Dan, doamna Ojoc Amelia, doamna Pușcuță Tanța, domnul Rafael Ciprian, domnul Rafael Adrian, prezent. Doamna Vântul Livia. Să punem la vot prezența, așa, să punem la vot procesul verbal al ședinței din ședința anterioară, din 25 noiembrie. Cine este pentru, cine s-a abține, cine este deci unanimitate. Cuvântul doamnei primar să se pună la vot ordinea de zi, pentru care se poate invita la ședință. Ordinea de zi a scris-o, nu am suplimentat cu niciun proiect de hotărâre. Deci se punem la vot ordinea de zi. Sunteți de acord? Cine se abține, cine este împotrivă? Unanimitate. Invităm pe domnul președinte de ședință, domnul Gălățanu Ionescu, la votul ședință. Mulțumesc de încredere. Trecem la ordinea de zi, așa cum a primit convocatorul, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venit și cheltuieri ale Comunei Odivel, județul Bacău, pe trimestru 4-2021. Dăm cuvântul inițiatorul proiectului, doamna primarul Joc Adriana. Așa cum am mai spus și în ședința anterioară, o să avem ședințe probabil mai des, dacă va fi cazul, și m-am înțeles la pentru că este sfârșitul anului, să mai dau sume, mai sunt rectificări de buget la nivel de țară. Am primit, dacă vă uitați în proiectul de hotărâre pe care l-ați primit, am primit sume pentru ajutorul de căldură, 275.000, da? Am primit sume pentru burse, asta la capitolul venituri, iar la capitolul cheltuieli sunt repartizate corespunzător capitolelor pentru care le-am primit. La capitolul ăsta de cheltuieli, ați putea să ne spunem mai explicit, adică pentru mine nu. Asta, că eu știu de ce la doi etichete pentru grădiniță? Așa, să nu vedea pentru mine. 2000 de lei. Păi nu, dumneavoastră ați întrebat, eu vorbesc pentru dumneavoastră și cu ocazia asta au și domnul consilier, dar bănuiesc că dumneavoastră știau, de asta n-au întrebat. Da, mă scuzați. 27.000 sunt cheltuieli cu bursele, 13.000 sunt cheltuieli cu asistenții personali, iar 275, care aveți sus la venituri, sunt ajutor de căldură. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, discuții pe acest proiect, se înscrie cineva la cuvânt? Mulțumesc, supun la vot. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? În unanimitate, dar mai întreb cine este potrivit, că nu are rost. Trecem la ordinea de zi. Numărul 2, proiect de hotărâre privind participarea Comunei Odobel de Tupacol la confinanțarea lucrurilor privind efectuarea rețelei energiei electrice în localitatea Tisa Sărivești, Comunei Odobel de Tupacol, pe strada Pedro Groza. Da. Inițiator, doamna Ozef Adriana, cunoaștem cu toții că am făcut un proiect de hotărâre din anul trecut, cred, cu prelungirea iluminatului, rețelii de iluminat, la Tisa Silvestri, nu caut asta, la Tisa Silvestri, la șoseaua națională, spre Bălușa. Am primit toate aprobările, iar adresa pe care ați primit-o dumneavoastră, da, ați primit-o cu delgază. Da. Că ați citit-o, undeva este subliniată suma totală cu care contribuie eu unul și suma noastră ca și cofinanțare.
aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, nimeni nu se scrie la cuvânt. Am eu o problemă să revenim la primul proiect. La primul proiect? Da. Pentru că mi-am dat seama acum când am văzut proiectul, dacă e tot ăsta și la dumneavoastră, că este sărită suma de la cheltuieli, este sărită suma de 263.000, da? Care sunt ajutoarele de căldură. Dacă vedeți la cheltuieli aveți un 2, un 27, un 13 și un 21. Da. Da. Ei, sau cu el, ar trebui și suma de 263, da? 263 cheltuieli pentru încălzire. Nu înțelegeam de ce nu-mi dă 326. Da. Deci pur și simplu o liniuță din aia sărită. Ajutorul din încălzire. Chiar dacă am pus-o la venituri, nu toată lumea știe să facă buget. Deci trebuie automat să apară și la cheltuieli. Mulțumim de completare. La ordinea 2 de zi, dacă sunt... Să scrie cineva la cuvânt? Toată lui e clară, deci ne-am supunem la vot. Cine este Pietru? Unanimitate. Și el. Cine potrivit, nu-i nimic. Trecem la ordinea numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea documentului tehnic economice pentru investiția construirii și dotării căminului cultural în satul Ciuturești, comuna Odărâns de Subacău. Inițiator, doamna primară, doamna Adriana, ai dă cuvântul. La fel, în celălalt mandat, am inițiat proiecte de hotărâri privind construirea unui nou cămin în satul Odărâști, comuna Odărâști. Toată documentația a fost înaintată către CNI. Domnul Vălățanu ne-a și confirmat, dacă vă aduceți aminte anul trecut, că există, dar se mișcă mai repede. Corect. L-am ascultat, normal, eu sunt foarte ascultător, mai dreptat că spune domnul primar. Da, n-ați ascultat toată. Ce-a spus Consiliul Local, rând trecut, credea să facem și data de... De Sfântul Neculai și Adezea, nu ne-ați ascultat. Tot de dumneavoastră m-am ascultat, că a spus că nu. Da. După analiza documentației, această investiție este aprobată. Acum aprobăm și noi indicatorii și predăm amplasamentul pentru a începe lucrările. Da, amplasamentul avem altă hotărâre. Este hotărârea numărul 4. Da. Da, puteți să vă da, să spuneți și de asta. Amplasamentul de, nu? Tot acolo unde a fost pe mine. Dar vorbim la aia, la făcutăre. Aveți în spate de mine. Întrebări sunt? Să scrie cineva la cuvânt? Dacă nu se scrie nimeni la cuvânt, spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține nimic. Unanimitate. Trebuie la ordinea numărul 4, proiect de hotărâre primind predarea către ceea ce spunea doamna primar, către Ministerul Dezvoltării Lucrării Publice și Administrației Publice, prin Compartimentul Național de Investiții, CNISA, a amplasamentului situat în satul Ciuturești, comuna Odărâști, județul Bacău, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului și de investiții, construirea și dotarea căminului cultural în satul Ciuturești, comuna Odărâști, județul Bacău. Documentul, doamna primar, ceea ce a început să reanimarea, să-mi spună. Pentru dumneavoastră, toate investițiile care sunt prin Compania Națională de Investiții, predăm amplasamentul și cu asta se încheie obligația noastră. Bine, mai există obligația că atunci când, când ei predau investiția, noi suntem obligați ca 15 ani de zile, cel puțin, să menținem, dacă am făcut cămin, activitatea trebuie să fie pentru cămin cultural. 15 ani? 15 ani. La avem și un proiect. La fondul european nu era 15 ani. Nu, 5. Da. Da. Asta 15 ani. Dar acum cine construiește un cămin cultural, nu cred că mai face el biserică sau ce mai face. Nu, poate să facă da, ceva, trebuie. Restaurant. Da. Se face, poate că nu. Se face străinătate în biserici, se face restaurant. Da. Da. Se schimbă destinația de la... Centrul de vaccinare. Iau zis, poate faceți ce cu asta nu este un lucru rău, dacă o să avem un cămin cultural și dacă Doamne ferește, ne sperăm să fi sfârșit, să nu mai avem copii. Vă rugăm să vă scrieți la cuvânt, dacă aveți întrebări, ați aflat că asta, Adela, ne-a întrebat parcă... Da, mi s-a spus pe acela amplasament. Ești mulțumit, da? Da. Altcineva să mai scrie la cuvânt? Dacă nu este...
nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. E votare numărul 4. Cine este pentru? Cine este împotriva? Bănuiesc că nu mai ajungi, nu? Da? Bine. Hai. Ordinea de zi numărul 6. Întrebări și răspuns. Întrebări și răspuns. 5. Dacă aveți... Haideți, vă rog frumos, v-ați scris la cuvânt. Ați văzut că astăzi nu m-am scris la cuvânt și nu m-am scris la sfârșit. Are 4 apeluri, dacă domnul nu iau. Are 4 apeluri, dar cine poate să-l suni, că văd că eu nu reușesc. Gabi, tu, că tu... Îl sună, da. Sunați-l dumneavoastră, i-am descuns. Eu n-am. Da? Bine, te sună eu. Așa. Dacă acum cred că am așa și eu. Vrei să-l întrebați ceva? Da. Auzi, da, că am intrat și eu. Am... Bună ziua. Întrebările pe care tu le știi. Dacă ești de acord cu procesul verbal. Da. Da. Dacă ești de acord cu ordinea de zi. Da. Dacă ai... Sunt discuții la rectificare de buget. Primul proiect. La un proiect. Ești de acord? Împotrivă? Da. Bine. De acord. Al doilea proiect este cu contribuția pentru prelungirea rețelii de iluminat la Tisa Silvestre. Sunt de acord. Al treilea este cu indicatorii de la Cămin Citurești. Predarea amplasament al patrulea proiect. Sunt de acord. Mulțumim. Să treacă la finalizare. Să fii sănătos, să treci să semnezi. La revedere. Așa este online pe semnez? Da. Păi dacă e ori, e mai ori asta. Dacă tu lași, și pe niște toate semnăturile este, că eu chiar am vrut să vă întreb, domnul secretar, dacă ne dați convocatorul, semnăm, când primim, vinim la primărie și semnăm, ne mai strigați de astăzi, să zicem, mai zicem și noi prezent, bă, dacă nu... Dar nu e nevoie să întrebați dacă citiți codul administrativ. Pentru că asta este soarta noastră. Știu, dar eu nu zic, dar... Sunt respect. Auzi, prea papă să te vine, ați spus nimeni, asta e și o cuvântul ăsta, eu rămas. Păi hai, ridicați problema acolo la PNL-ul noastră care este la guvernare. Hai, trebuie să-i dea acolo, puterii trebuie să-i dea acolo. Să mai... Ca să mai certic pe serio. Da, să acum au probleme, trebuie să stabilească pretenții. Domnul, pe buget, dacă nu înțeles ce de da, așa e, nu, de acord cu dumneavoastră la dosar. Adică atunci... Și mai ales când e vorba de bani. Și mai ales când îi strigați aici prezent, dar nu trebuie să nu mai zic prezent. Când ne vine în control de la instituția prefectului și verific în fiecare... Nu, 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 dar de acum la ședință... Dosarele de ședință. Mi-a zis domnul secretar că vorbim nu se pun la dosar. Dar acum la fiecare ședință când mă pronunță numele, eu nu zic nimic. Doar iau semnat acum, nu? Semnat pentru că ați primit convocarea. Nu, nu, doamnă, semnați prezența, doamna. Așa prezență. Ridicați mai la noi. Da, așa e corect. Dar oricum, articolul exact a zice, secretarul comunii face prezența în conform articolului. Păi dacă nu faci prezența, că o semnează acolo prezența? Domnule! La ordinea de zi trecem aici la noi la ședință, că ne-am întâlnit prea mult și nu-i cazul. Vă rog frumos să puneți probleme din comun. Discuții libere. Da, domnul... M-ar interesa să întreb când se finalizează apa și canalizarea. Termenul de finalitate este, de finalizare este în luna iulie la anul. Nu ajunge nici până la... Știți să nu trebuie. Noi am avut, eu am făcut o convocare, o notificare, mai bine zis, pentru societatea care are această lucrare. Au fost prezenți, am încheiat și proces verbal și am luat angajament cu respect nu, termenul. Nu, stau și mă gândesc dacă se cumpără fost... Nu, cumpără. Eu mi-am zis într-un final că voi rezilia acest contract. De asta am pornit cu adrese, cu adrese, cu adrese. Și mai aveam o ultimă adresă. Și am zis, cu atât de Dumnezeu să nu vină nici la asta. Și au venit toți. Aici așa, doamna primară, în legătură cu apa și canalizarea, s-o pus discuția asta, se lucrează, eu zic că ori cred că e aceeași firmă, dar tot o firmă se lucrează și la secuiere. Este foarte mare diferență. Dar este foarte mare diferența ce se lucrează la secuiere și ce se lucrează. De ce spuneți dumneavoastră că am observat că un singur lucru care e foarte banal și foarte simplu și pentru firma respectivă,
Am observat că ei au pus acolo, când au dat, au fost mânul ăla, ca să nu spun mărăul ăla, a pus nisipul deasupra și nimeni nu deranjează pe cetățeni cum îi deranjează la noi. Domnul Lățanu, sunt convinsă că ați trecut ieri alaltă pe acolo și ați văzut că sunt și acolo tranșee. Unde au lucrat, da, la brutărie și până jos la bază. Acum, când veneam de la Bacău, să știți că era cu compactorul ăla de zi și băteau. Dar și acolo, asta am vrut să spun, ei au terminat lucrarea și pământul. Nu-i terminat acolo. Nu-i terminat. Dar vreau să spun că o dau pe deasupra, au dat pe deasupra, de exemplu, că să nu mai fie pământul, au pus pietriș de ăsta. Și nu, cum de câte ori mai putea o mașină de cheată de asta de zi? Și fi pus cheată, unii se parchează și căruțele când se parchează și ies. Și să știți că este un pericol. Este un pericol pentru noi care ca începem. Noi știm amândoi că aceste căruții nu au de ce să parcheze undeva. E pericol pentru mine cu mașina, că eu viu și el iese cu mâscă pe el. Da, așa este. Vă spun dumneavoastră. Și eu am văzut eu cu ochii mei, am văzut cetățeni, nu știu că erau din comună sau cu mașina, și au intrat acolo și n-au putut să iasă bețuri. Asta de asta să fie o leacă mai... Nu, acolo eu nu sugerez eu ce trebuie să faceți asta de... Să fie o leacă mai asta, să-i controlați sau să le puneți în vedere, măcar să le puneți în vedere. Doamne, poți să pui niște piatră acolo. Să nu credeți cumva că nu am discutat și această problemă. Că nu ne avantajează sub nicio formă aceste fratele, sau nu știu cum să le numesc, care se fac toate și nu mă lucrez. Aici mai avem o întrebare, dacă nu-i vicinui în ședință, nu poți nici nu mai fi. Întrebați-vă pe mine, poate reușim să fim compatibili. În satul Dobiești s-au pus ghirlande de astea. Da. Primăria este foarte frumoasă, nu ești chiar așa urmărit. Dar în Dobiești, să nu credeți că spun acum de la mine puterii, da? Oamenii mai comentează și mi-au spus și chiar și mie ideea. În Odăresc s-au pus 4 bele ghernale, una care e la domnul 35, și s-au pus toate albe. Acum e trendul ăsta care este în ăsta, să pune culori diferite, așa, roșu, vabi, albastru, ce avem noi, ce culori. Și am observat în Tisa. Așa spuneți. Asta în Tisa sunt 22, am și numărat. Dacă urma să mă duc să le... Fotografiați. Nu, nu, să le număr și la citoria. Da. Fotografia nu mă pricep, dacă mă pricep, am de fotos și fotografia. Vă pricepeți dumneavoastră. Sincer, nu. Las pe cineva, că a dacă da, nu e așa de greu să... Aici aveți dreptate, dacă vrei, într-adevăr, faci... Nu e așa de greu să nu... Dacă vrei să faci, într-adevăr, faci toate astea. Dar am observat asta și dacă ați putea dumneavoastră să ne spuneți dumneavoastră. Adică sunt... Da. Vă mă interesați pe mine, de eu vorbesc chiar în numele meu personal. Cât o costat toate ghirlandele astea, sau cum se cheamă, de pusă. Este frumoasă, nu zic că e frumoasă, nu comentez, nu asta, chiar dacă le-au pus cum albă, le-am spus, băi, așa a fost, așa, dar putea să fie una albastră, una, în fine, de exemplu, era ceva mai frumos. Cât a costat toate astea puse, că am văzut că le-a spus cu firma autorizată. Depus? Depus și depus. Cât costă tot, cred că bănuiesc că aveți un contract cu ei, nu? Mai ar interesa pe mine cât costă tot contractul. Și eu, deci tot contractul o să vă spun, cred că la ședința care urmează, da, pentru că este în funcție de câte... Alo? Da, știu. Dar și noi suntem în ședință de Consiliu, de asta tot v-am dat respect. Da. Nu. Mulțumesc de răspuns. Aș mai avea o sigur. Asta, domnul președinte. Foarte bine. Suntem la comisia asta de... Da. Nu, este foarte bine așa. Și de apărarea liniștii cetățenilor. Sunteți din Tisa. Este un caz în Tisa care pe mine a rămas... Cum să vă zic dumneavoastră? Da, bine, vă sun. Fără cuvinte. Vă sun. Acum ca să vă zic despre cine e vorba. Da. Să încerc să nu prea să dau nume de exemplu. Dacă dau nume de exemplu, asta o să avem probleme astea. Dacă nu dați nume, nu mai spuneți. Ba, uite să spun. Păi, dacă e caz foarte grav. Sărceanu Gar, a venit la mine și o s-o căinat, asta, că într-adevăr are un dosar la post de poliție reclamată, îi pune vecini, trage clopotele că vine acasă. Domnul meu, cât e de mare Sărceanu, e mare ca dumneavoastră, că nu am văzut când spunea chestia asta și-o dat să plângă, băi, gata. Să știi că n-am înțeles, să-i trag clopotele că vine acasă sau ce? Și vecini, nu? A. Vreți să folosesc și alte cuvinte mai mari?
Dar să dau un interloc. Dar știți, bine înțeles. Dar știți problema în ansamblu? Băi, acum că o să vă spun noi. Acum, acolo sunt niște acuzații și de o parte și de alta. El a pus camere de la vedere drept în curtea lui, deși nu are voie, și a început scandalul. Eu am aflat și eu de chestia asta, dar am zis, asta e de competența poliției. Am înțeles că a fost poliția, de exemplu, și într-adevăr, că nu-i bate camere. Dar acum, la urma urmă, hai să vorbim așa, ce este, dar ce este să fim asta? Gabi, ce se aude așa în comun, Gabi că o urmărește, că a pus camere, să o urmărească pe nevasta lui. Eu v-am zis, aici nici nu trebuie să ne intrăm noi în politica lor. Dar noi ca comisii, de exemplu, ei să dă în comisii, ce să facă comisia? Nu, dar domnul Sărăceanu s-a adresat foarte bine domnul Gălățanu. Și dacă dumnealui o considerați că domnul Gălățanu, ca și consilier, are o putere undeva, este foarte bine. Eu sincer l-am trimis la dumneavoastră, ca să vă spun și cine. Sincer! O venit că eram întâmplător la bagajelor. Dar de ce m-a fi venit? Nu știu, dar sincer, v-ați spus așa, de exemplu, că s-a adresat bine și ați putut la, nu sunt primar, putut la domnul Gălățanu, acolo un conflict, uite, vă doi ani de zi. Nu l-am mai întrebat ce conflict. Bă, e un conflict între vecini acolo, între ei. Da, da, este că trebuie să-i auziți și dumneavoastră. Și partea cealaltă mi-a spus și mie că a zis că el nu este să fie filmat non-stop când ies afară, când faci... Este interiorizat el. Eu am zis, băi, adresați-vă organelor de poliție, ei sunt competenți. Am ascultat numai la o parte. Da, ca și la divorț. De asta trebuie să ascultați amândouă părțile. Corect. Dar vreau să revenim, pentru că ce-am spus, tocmai m-a sunat, dar doamna prefect, mi se mai dă bani, mulțumesc lui Dumnezeu, așa. Doamna prefect? Da, doamna prefect. Da, doamna, doamna este. Mai este, sigur. Da. Încă nu s-au dat ordine pe țară. Rămâne sub prefect, cred că. Rămâne cu postul de prefect o să fie a PSD-ului? Nu, am înțeles. Ce aud la televizor, dar eu nu sunt în măsură. Am înțeles că ori tot, ori nimic. Așa... Ce tot? Prefect, subprefect. Dacă e peneliști la Consiliul Județean, are și prefect și subprefect la Consiliul Județean. Acum, dacă dumneavoastră sunteți Câsu și nu vă înțelegeți cu mine la Bacău, mă schimbați ce Câsu și mă puneți pe sedist. Vedeți să mă absurăm cu asta. Revenim la ordonamentele astea. Haideți să revenim, pentru că de asta am doamna de la prefectură. Noi n-am cumpărat ornamente nici anul ăsta, nici anul trecut. Tot le-am mai înodat, tot le-am mai pus. Nu știu cum să vă spun, domnii consilieri și ceilalți care au fost în mandatul trecut, știu că noi totuși ni se pare așa că mai cheltuim bani care n-ar trebui, dar să știți că suntem foarte iertători. Pentru că dacă n-am fi, n-am fi reușit. N-am fi reușit să asfaltăm drumul din buget local. Poate ne ajută Dumnezeu și la anul asfaltăm un drum la Cicurești din buget local. Facem căminul la Odobești din buget local, da? Ori noi știm toți că veniturile comune Odobești, veniturile proprii, mă refer, nu sunt atâta de mari. Noi nu suntem nici Nicolae Bărcescu, nici Lietea, nici Săuciești. Noi suntem așa cum suntem noi. Dar, acum cum spuneți dumneavoastră, ori le luăm pe toate, ascultați-mă un pic, ori le luăm pe toate, ori le lăsăm așa cum sunt. Într-adevăr, că la Odobești sunt numai albi, că trebuia roșu, albastru, galben, nu, șalb. Nu, trebuia, e trendul care se vede și a avut și-o clar radio. Domnul Mărăța, eu încerc să zic chiar... Și-n pomul de iarnă, trendul ăsta e trendul. Domnul, dar haideți să lămuriți-vă și pe mine, unde ați citit trendul ăsta? Dar fiți bucuroși că la Odobești sunt albi. Păi l-ați ascultat, eu încerc să zic, eu chiar n-am auzit că e un trend. Ați zis, bă, că e alb, hai să fie iarb, bine că... Erau și buni astea albi, de să recunosc, cred că erau mai noi și am zis, și pentru că la Odobești... Nu știu dacă erau mai noi, dar cum să spun, cine a luat decizia, putea să pună una albă, una... Așa, eu așa făceam. Asta este părerea dumneavoastră, că dacă ascultăm pe alții, poate le vroia doar albastre sau poate... Niciodată nu o să ajungem să fie lumea mulțumită. Poate și asta, dar nu eu vă ascultam. Asta, nu cum mă ridat jos anul ăsta, nu le mai dă. O să trimit tipi la anul și o să consultăm să vedem ce trend o să fie, să vedem ce trend va fi la anul, ca să fie mânton cu și poate mai decizionăm dacă mai trebuie. De ce îmi băgați niște vorbi în gură? Eu am să le dea cineva jos, a zis că... Nu, eu am spus. N-am spus că a spus dumneavoastră, Doamne ferește. Să-l dau jos acum. Am făcut cu firma autorizată, pentru că... Nimeni nu-și mai ia angajamentul să urce pe stâlp și să le pună. Mai ales că știm cu toții că
cei de la EU, de la EU, să agrarul Telecom nu ne lasă să punem un moral. De la EU. Dar deci am primit, am primit adresă clară, scrisă, că nu avem voie să punem instalații pe stâlpi dumneavoastră. Și atunci, ca să mai revenim, dar... Dar ce facem? Iluminatul public. Când am pus acolo. Iluminatul public de când eram eu primar, mi l-au predat nou de sus, până cu nimul capistă. Domnul Gălățanu, un pic. Păi, stai că e a primăriei, domnul meu. Iluminatul public este a primăriei, nu este a EON-ului asta. Dar stâmpul e a EON-ului. Dar și dacă e iluminatul public al nostru, cum e eu cum am urmit? Și întrebarea. Dar voi doar cu iluminatul public. Atât ne dă voi. Așa e? Așa e. Când am pus becul la ce dorești, domnul Gălățanu, vă rog să vă uitați la mine, că eu nu pot să vă vezi până să vă uitați la mine. Supăr din privirea dumneavoastră. Trebuia unul aici. Băi, așa trebuia să vedeți toamna. Dar am zis să vă văd așa. La următoarea ședință aici vedeți. În linie dreaptă. Așa, așa când am pus becul la ce dorești, acolo la colț, și știți dumneavoastră despre ce este vorba, cine credeți că a făcut cel mai mare gălăgie că se urcă persoană neautorizată pe stâlp? Ce eu? Cine a făcut? Cine? Nu știu. Cine a făcut, domnul viceprimar Gălăgie? Gălățanu Iulian. Este un om autorizat, are asta și de, nu știu dacă de ce a făcut. Și atunci pe cine vreți? Pe cine vreți să-mi spuneți? Am adus fratele meu. Nu, știți de ce a spus fratele meu? Că eu spun și ei fratele meu de ei. N-aveau căști ei, doamne, și poate să murea omul. Și au murit oamenii la EON. De asta am făcut contractul social, n-aveau casă. Și ei n-aveau casă. Și ei s-au supărat așa de tare, că l-au sunat în viciul primar imediat și imediat și-au pus căștile. Și după ce s-au pus căștile, au mai zis ceva? Aia nu erau firma autorizată. Cine? Care erau pe stâlpul ăla. Da, era firma autorizată, dar se cu ei. Nu erau. Nu. Atunci, ce cătă au aia pe stâlpul? Am făcut și noi un chilipier. Să vă facem din plac, dar cum vă la facem? Nu e adevărat, nu e adevărat, ce spuneți dumneavoastră? Da, nu dumneavoastră ați vrut acolo? Unde? La colț? Nu dumneavoastră ați propus să ședeți din colț local? Acolo a fost dintotdeauna. Da, dintotdeauna a fost. Dintotdeauna? Da. Dar nu și mai în jos. La stație. Dar știți de ce am spus la stație? Apropo de chestia de ce am spus. Mi-au spus acum copiii, că dacă eu mă duc la magazin și mă întâlnesc, mi-au spus copiii, că, doamne, cine a fost cu inițiativa Bravo de Exemplu, într-adevăr, să duc dimineața, la, și seara acum că vin de la școală, și aia seara când am trecut, vinea autobuzul de la Citurești și să dau autobuzul la Citurești. Domnul viceprimar, vă rog frumos să faceți un anunț. Anunț. Acest bec. Vedeți cum mă luați la mișto? Iar dumneavoastră să transmiteți cetățenilor din Comuna Odobești, pentru că dumneavoastră aveți în spatele dumneavoastră număr de alegători, de cel puțin 100, nu? De asta sunteți consilier. Să aibă parte de sănătate și fericire noul an care urmează și sărbători fericite. Dar a zis că mai faci ședință. Noi mai facem ședință. Păi, dar acestea sunt urările noastre pentru că este o ședință mai largă. Da. Este posibil să facem o ședință de îndată. Unde? Nu că este posibil, că având în vedere că noi o facem de îndată. La ședința respectivă, nu știu dacă or să poată veni toți consilierii. Da? Vedeți și noastră, care îi dau telefon, care vin online. Asta este. Da, noi trebuie să avem timp, de asta ne-a zis, doamne. Da, aveți avem timp până de Crăciun, până de Crăciun să transmitim urările. Nu poți să transmiți. Tu vorbești că ai venit acum de online.